Salutare, fraților! Eu sunt Maju și bine v-am găsit la un episod din seria noastră de pe serverul Metindoro Orion. Bă, băieți, ne aflăm pe contul de cioburi. Stați liniștiți, nu este alt proiect, este doar contul pe care facem cioburile. Și haide să strângem peste 100 de like-uri pentru acest videoclip, pentru că am să vă arăt foarte multe chestii. În primul și în primul rând o să începem cu începutul, nu o să stau foarte mult să mă prostesc sau să vorbesc despre alte chestii. Acu două seri a fost evenimentul Cufere clar de lună. Din păcate a fost singurul la care am putut să particip, pentru că pe lângă acesta au mai fost încă două, unul într-o sâmbătă când am fost ocupat și celălalt într-o zi în care chiar n-am știut că este Cufere clar de lună. Și am strâns câteva, haideți să vă arăt cam câte am strâns și cam ce profit am făcut. Două secunde, mai întâi să intru pe shop, pentru că acolo le-am pus. Ia să vedem, s-a schimbat imaginea. Hai băi, gata, a luat-o? A luat-o. Bun, ne aflăm pe shop-ul nostru și am strâns undeva la 936 de cufere clar de lună făcute în temnița maimuțelor normale. Vreau să vă zic că este un profit de 1,5 miliarde, adică mai exact 15 ori. 15 ori făcuți în practic 4 ore de chinuială, pentru că efectiv m-am chinuit rău de tot. Na, a trebuit să schimb mereu și hash-urile, se mai băga unul peste mine, ne juram, ne băteam, deci a fost teroare mare, rău de tot, dar din fericire am reușit și am scos un profit frumușel. Da, mai am de vânzare niște pantofi Phoenix Plus 9, FMS-uri PVP, talisman cu 5 semion, papuși 2 cap, 15 mâini. Vedeți că am 16 on cash, deci totul merge super bine. Acum, haideți să vă arăt cam câte coruri am făcut. Bă, deci ne apropiem un număr cât mai mare de... Stați așa că trebuie să schimb camera. Ne apropiem extrem de repede de cele 1000 de coruri și momentan am strâns suma de... Tobele, vă rog, 765 de coruri, deci da, 765 de coruri. Și acum trebuie să mai fac coruri pe încă 3 caractere. Deci astăzi o să am undeva pe la 780. Și treaba merge foarte bine, frate. Chiar acum o să mergem să facem corurile și să vă arăt și voi cum merge treaba. Bă, nu știu care e faza, dar de unde sunt efectele astea? Bă, arată super mișto, frate. Și am văzut că doar astea de nivel mare le au, adică cred că nu e ceva ce poate să echipeze un pârlei de 42, să zic așa. Ia, mai e vreunul pe aici? Uite-l, mă, și pe ăsta. Altul de 120 cu skin de ăsta. Bă, vreau și eu, băi. Bine, skin effect, habar n-am ce mama lui e. Da, trebuie să mă uit și eu pe YouTube să văd care e, cum stă treaba. YouTube, câte smaralde are ăsta? 15 milioane un smaral, pe bune? Ce treacu faci cu ele? Mă rog, hai să mergem la treaba noastră. Bun, uneori durează mai mult drumul către turnul demonilor decât să fac cele 5 coruri pe caracterul respectiv. Din păcate, au fost zilele astea de pe data de 28 februarie până pe data de 4 martie, bonusul de 50% drop și 200% experiență. Din păcate, na, s-a dus timpul la acel drop și acea experiență, să zic așa, bonus. Deci o să facem puțin mai greu corurile, însă tot o să o ducem bine, pentru că avem, nu știu, cred că 320% drop. Deci în maxim 15-20 minute pe caracter am făcut corurile. Bun, și nu știu, super mega nerăbdător. Știți foarte bine că acum câteva luni am strâns undeva pe la 750 de coruri și am scos suma de 2,5 miliarde aproape. Mă întreb cu 1000 de... Și bine, gândiți-vă că am avut ceva ghinion atunci, pentru că pe partea de rubine mi-au ieșit parcă decât 2. Și restul, na, 4 safire, 5 onyx-uri, deci am avut puțin ghinion. Gândiți-vă că dacă mi-e acum de data asta, să zicem, la 1000 și ceva de coruri, nu știu, 7-8 rubine, deja am scos lejer decât pe alea aproape, nu știu, 18-19 miliarde. De fapt, nu 19 miliarde, 1,9 miliarde. Ok, asta e suma corectă. Bun, ia mă, puteți dăm o mantie aici oare? Că văd că nu-i nimeni, așa ca idee. Bă, mereu când vin în zona asta, mă gândesc, hai mă să dau o mantie dacă tot nu-i nimeni. Că, na, uneori mai au și 5-6 cioburi, alteori 1, deci, na. Suntem ca la o loterie, frate. Oricum, de mantie nu ducem problema că avem pe caracterul principal undeva pe la 600-700 de mantie. Uite, un cor, două coruri. De data asta a fost mai sărăcie, dar ce să facem, mai e. Nu poate să ne dea mereu cum dorim. Ia mă, ce mă cu coiful ăsta? Coif, solzi, dragoner. Mamă, fiți atent, 10 semion, 10 magie. Ai, că am înțeles, 30 regenerare PV, 5 atac sângeros. Bă, nu știu, frate, ce mănâncă unii de le pică bonusurile astea, dar au mega maxim noroc. Stați așa să mă uit la o chestie în item shop, să văd dacă mai există...
ciocolata aia și ce alte nebunii mai sunt. Astea nu mă interesează. A, le-au scos și pe alea. Bă, ce oameni, bă. Ia mă, la costume ceva nou, costum cavaler, echipament steampunk, da. Bă, costumele și skinurile alea vechi. Nu știu când a fost ultima dată când au adăugat un costum sau un skin de armă nou. Bă, cred că au trecut câțiva ani buni și mă gândesc la, nu știu, 4-5 ani, hai, maxim 4 ani. Dar, nu știu, adică, pe partea de costume, a, le-au băgat pe astea acum. Stați așa să vi le arăt. Unde sunt, mă? Uite, au băgat astea, oi, argintiu, bă, astea sunt alea noi, frate, pe care le-au băgat anul ăsta, de fapt, în 2019, deci anul trecut, dar pe partea de skin-uri de armă, nimic, zero, nema, absolut nimic, frate, bă, și chiar îi tristuți că au băgat de toate, eșarfe noi, bine, eșarfa aia cu inim, costume, dar n-au băgat și skin-uri de armă, frate, ca să ne facă și pe noi fericiți. Ia mă, să dau o mantie aici, bă, nu o dau, deci, pe bune, ăștia mă cam rup. Adică dacă dau o mantie sunt șanse de 80% să mor, deci nu vreau să-mi pierd timpul, mai ales că în clipul ăsta mai mult le plimbăm decât să batem, pentru că cam așa e drumul, frate, către turnul demonului. Din păcate n-am nivel 60 ca să mă teleportez direct, dar aia e, frate, n-am nici scroll-uri pentru că hei, stă pe meti de vreo. Deci trebuie să facem un drum de vreo 5-6 minute, dacă mi-au cu vorba 10 minute. Așa că da. Deci tot ce pot să spun e că o ducem foarte bine pe partea de bani. Adică, na, am scos în 4 ore 15 ON din celeuri și din astea 1000 de cufere, de, nu de cufere, clar, de nu, doamne. Din astea 1000 de coruri, vedem noi acolo un profit de 3,5 miliarde. Dacă a scoate atâta, ar fi extrem, extrem, extrem de bine. Dar să vedem mai întâi ce o să fie. Și bineînțeles că o să dureze. Cred că o să dureze 30 de minute doar să, nu știu, să fac... astea, cum le zice, rarele, adică, na, o să dureze foarte mult până să fac eu toate astea, să le plusez, să le morților, dar vedem, o să facem noi tot ce trebuie. Da, băieți, văd că deja își vând călăurile, vând 966 de călăuri, 1,1 caca bucata, bă, deci să înțelegeți o chestie, unii sunteți, nu știu, foarte disperați să faceți rost de bani. În ideea în care voi dacă aveți 10 călăuri sau nu știu, 100 de călăuri, voi dați călău cu un caca bucata. Cu aia, un călău costă 1,6-1,7 prețul normal. Nu știu de ce există unii care dau cu un caca și strică prețul aiurea, dar ce dracu să le faci, mă, bere, să scoate și niște bănuți. Adică, în loc să scoate niște bani ca lumea, na, un caca bucata în loc să dea unul cu 1,6-1,7. Ce pula mea. Bine, nu-i treaba mea că... Da, până la urmă sunt banii lor, dar strică piața și morții mei. Cred că o să vând călăurile astea la anul în condițiile astea. Ia uite, bă, cu aia cum bate ăștia, bă. Deci pe două ceașuri sunt ocupați. Super. Bine, acum că filmul este vineri, ora 10:30 dimineața. Ora la care băieți sunt la școală, la facultate, eu stau acasă, o frec pe metin. Deci se presupune că nu prea ar trebui să fie atât de ocupat. Dar uite-te și tu cu aia că fiecare ceaș e ocupat pe bune. Da, nu știu ce să fac dacă nu o să găsesc ceaș liber. Adică cred că mă bag peste unul și aia. Bine, n-am mai temele PvP din păcate. Da, stăm bine și pe iteme PvP. Adică ne-am echipat cât de cât avem 55 semion dacă nu mă înșel. Uite, bă, ceaș liber, ce vorbești, mă, frate. Haide să o ardem. Deci cred că o să dau o singură mantie, bun. Nu mai am ciocolata aia din păcate cu 10 mob, 10 PV, 10 atac. Na, era destul de bunicic acolo, adică m-a ajutat cât de cât pe damage. Și stați așa că vine, vine problema în câteva zile, bine, în câteva zile, într-o lună o să-mi expire canul, frate. Și dacă mi-a expiră canul, adio 1500 PV, adio 15 damage în plus. Deci o să fie jale rău de tot. Și credeți-mă pe cuvânt că... eu, într-adevăr, aș cumpăra un pet ca lumea, adică cutii cu pui, frate, ca să-mi pice pet, de ce să mint sau să ceva. Dar nu vreau să fac chestia asta, pentru că am văzut clipuri, efectiv, când lua careva, nu știu, de-astea cutii cu pui de, nu știu, 20 de on, 30 de on, bă, și nu le pica, frate. Și când mă gândesc la clipurile alea, zic, ha, mă, frate, că și eu sunt ghinionist, și eu morții mei, și dacă dau 20 de on pe cutii cu pui și nu-mi pică nimica, cred că mă și las, frate, mi-arunc itemele în mapă, nu că... nu știu, n-aș putea să suport faptul că am dat atâția bani pe cutii cu pui și nu mi-a picat nimic. Deci e super mega riscant și eu sunt genul de persoană care nu se riscă, adică nu joc nici barbut, sunt pe treaba mea, muncesc, farmez, fac coruri, din asta fac eu bani, nu din barbut sau
din alte riscuri, să zic așa. Doamne, ce moftică ăștia, bă, coaie, care vând căluri la 1,1 bucata. Bă, ultimii disperați, frate, mai strică și piața aiurea, vere. Ultima dată când a fost călul, nu știu când a fost, și zic când am bătut, eu cred că a fost acum vreo 6 luni, e prea mult, vreo 4-5 luni, cam așa. Bă, atunci am văzut călurile cu 1,6 bucata. Acum, na, e normal să coste atât de puțin, ca o farma mozaele, a mai fost și ăla cu 50% drop în plus. Deci, au făcut băieții căluri și, na, dar trebuie doar să așteptăm, pentru că atunci când așteptăm, atunci se vând. Bun, hai să bate și camera asta, bine. Cameră, nu știu, etajul ăsta, frate, sună mai bine etajul ăsta, că până la urmă asta e. După care o să încheiem această filmare, pentru că am vorbit despre ce era să vorbesc, adică, na, nu cred că am omis ceva. Deci ne îndreptăm spre bine, în ceea ce ne privește metinul, profitul, banii și așa mai departe. Să sperăm că nu o să murim, pentru că se întâmplă de foarte multe ori să mor, pentru că n-am foarte multă apărare și, din păcate, nu găsesc coif de 41+9. Coef ce-mi dă 15 apărare în plus. Adică, bă, până la urmă și aia contează ca să rezist mai bine. Deci da, nu știu, nu găsesc prima punul și dacă găsesc, găsesc la 2-3 luni și pe bun, adică n-aș da atâta în viața mea pe el. Da, mă rog. Hai să vedem câte cufere cradărune era, să zic, câte cioburi facem din această lură. Da, cele mai multe cioburi pe care le-am făcut dintr-o lună și vă dau cuvântul meu de onoare că asta s-a întâmplat acum 3 sau 4 zile când, da, era activat la cu 5% drop, au fost de 21 de cioburi, deci dintr-o singură lură 21 de cioburi e perfect. Și uite, deci tu cât de jale îmi dă acum 3 cioburi pe bune, wow, super. Da, băieți, cam asta a fost clipul, off-camera, o să ne ocupăm de coruri și on-camera, nu știu, mai vorbim despre un alta, update-uri la cont și așa mai departe. Deci, acestea fiind spuse, vă mulțumesc foarte frumos de vizionare, eu am fost Mashox și ne auzim data viitoare la un nou episod. Salut!